Vă rog frumos să-mi spune și mie ce Dumnezeu e asta, mă spală picioarele? Sacalilor, ce faceți? Bine ne-am regăsit pe toți la un nou clip. Astăzi o să ne uităm la invenții pe care foarte interesante sau geniale, de care tu și nici eu nu știam că există. Bă, da, gata cu asta, bă, că nu-i vorba despre asta. E vorba despre, bă, cum vă simțiți voi, bă? Că nici mie nu mi se pune întrebarea asta. Vreau să știu, tu, cel care te uiți la mine, cum te simți? Ești bine? Ești sănătos? Treci prin niște probleme mai grele în viață? Suntem împreună, da? Putem să o facem, da? Lasă un comentariu dacă... Bineînțeles că vă reamintesc să activați clopoțelul cu toate notificările și dacă l-aveți deja activat, să-l dezactivați, să-l mai activați o dată, că YouTube ăsta, bă, nu trimite, bă, nu știu, mi-a rupt canalul în două. Sunt așa de nervos încât îmi vine să vorbesc așa și dacă vorbesc așa, nu cred că m-ar plăcea să vorbesc așa. Prin urmare, hai să ne uităm la ce avem de uitat. Deci, în primul clip avem mașina asta, wow, care se ridic, mamă, că dacă e trafic... Nu. Vorbim normal, dacă vreți să facem un episod în care să vorbesc așa, dacă rezistați, facem. Deci avem mașina asta super interesantă care se ridică, știi? Nu ca Tiguanul ăla sau Touareg ăla de se ridică o leacă. Ia uite o vere cum s-a ridicat să mă bată, măi, cuța mea, că a trecut peste mașina și numai că așa lui bunică, dar a trecut peste așa lui taică, tot trebuie, ia uite-l pe bunică, tot... a trecut și peste lui. Dacă e trafic, mașina s-a ridicat și cum ar veni, trece peste trafic, pe traficul din București. Ia uite, cu un singur buton, ia uite, a parcat, să mor că a parcat. Ia uite-o pe așa, știi cum, mă, vezi, prost, ce vorbești? Ce vorbești, iară, te grăbești unde nici nu mai faci laterală, bă, ți-ai ridicat mașina, ai trecut peste mașina care e în față și ți-ai pus așa aici și ai dat așa drumul, știi cum, hai că mi-am dat drumul la cameră, dacă să mor. Bă, tu-ți dai seama, bă, ce ciudat te merge așa pe schelă, frate, uite așa, uite ce, parcare, vere, stai la roșu, stai la roșu, ca semafor, vere, mă, pe cealaltă bandă, haide! Bun, ia să vedem ce e asta, cred că e un fel de prăjitor de pâine, da, bă, un fel de prăjitor, nu că un fel cu touchscreen, vere, și-ți alegi tu acolo cum vrei să-ți facă pâinea, bă, ești prost la cap, bă, nu-i ca asta, bă, pe care l-am eu, că dacă l-am uitat o secundă mai, dacă l-am uitat o secundă mai mult, știi cum e să pâinea neagră, să mor eu, ca Jordan. Ca Jordan e să pâinea, să mor. Vă zic de pe acum, dar probabil știți sursele mele de inspirație, KSI, Azyland, clipul ăsta e de la Sniper Wolf și o să continuăm aici să ne uităm. Mare prăjitor de pâine, ia uite cum ți-a făcut-o, să mor. Ți-a făcut-o, ți-a dat-o cu unt, cu margarină, cu ce ai vrut tu. Tot de acolo că ați răzmurat cu tot. La sfârșitul clipului trebuie să mai lăsați un comentariu cu ce invenție ați vrea să aveți, adică ce obiect din toate astea la care uităm ați vrea să aveți, da? Următorul e, nu știu ce e asta, frate, gen chiar nu-mi dau seama. A, unde să-ți ascunzi tu tot ce vrei tu, da, bine, nici mi se pare invenție, da, uite, da, e cu toate, cu dulăpioare, dar ăsta, da, asta mi se pare o invenție genială, bă, vere, uite cum îți faci prosciutto acolo, mamă, să mor, l-ai pus, l-ai mâncat direct, asta e tare, bă, să mor, deci să mor, asta e cea mai tare invenție, bă, să mor, bă, ți le tai așa frumos, bă, și nu mai trebuie să le tai tu, să te murdărești, așa, ți le tai, ți le și împachetează, știi ce zic? Asta e un fel de scurgere pentru paste, bă, nu știu de voi, dar eu când mai îmi făceam paste, când mai îmi făceam eu paste, hai că îmi făceam dacă e. Ia uite, bă, pe mine cu ala, așa eram, știi cum ar veni cu ala și încercam frigea aici, mă frigeam, nu știu ce, puneam prosop aici, unul aici, știi ce, încercam așa, știi, să scurg, mai rămâne un pic, știi, că, ai, că dacă mai rămâne, curgea un pic de apă, bă, se ducea și o pastă direct acolo, fund al piumeta, știi, suram instalatorul. Vă rog frumos să-mi spune și mie, ce Dumnezeu e asta, mă, spală picioarele? Ia uite-le, bă, spălător de picioare, bă, ce Dumnezeu ăștia, bă, slab spălători, să mor eu ferească, dom'le, eu n-aș putea vedea, bă, cum se pur așa, ți-a tot calcarul tot de pe picioare acolo, de la călcâiul de tare, așa. Acum nu zic neapărat că e rău, dar în primul rând că faci o grămadă de mizerie acolo de spumă pe jos și în al doilea, bă, n-aș putea că eu mă gâdi la talpa, adică voi nu vă gâdilați acolo în talpă să te spele la așa, dă un brânza mă, si, bă. E interesant, slab spărător, dar nu, eu nu, vă rog, nu. Bă, nu o să credeți, deci chestia ta, asta cred că mi se pare cea mai genială, deci în chestia ta îți pui 30 de secunde, un minut, e un răcitor de lucru, un răcitor de băuturi, de chestii, știi? Uite, în 30 de secunde ai pus pe ceas, ți-a răcit chestiile, bă. Bă, nu ca mine, bă, cum stau eu și cum mă tavare de ne punem apa în frigider vara la 40 de grade, o pui în frigider de aia 40 de minute vere numai să se curgă așa un pic, să fie un pic mai rece, să intre pe gât. Deci dintre toate de până acum, pe asta chiar aș cumpăra, indiferent de cât ar costa. Hai, bine, vara funcționează asta, că iarna nu prea mai merge, știi, acum gen nu merge. Dar să mor, vere, ai și tu acolo ceva, o apă, știi, și bă, ți e cald, să zic, bă, stai bă un pic, pac, ai pus aici popa, așa, știi cum ai vrea, așa, trebuie, ce bun e, hai, că e bun. Bă, deci e un fel de lumină pe care o pui la robinet, frate, și de fiecare dată când apa trece prin el, creează nu știu ce fel de chestie fizică pe care
care, nu știu să vă descriu. Bă, și-ți colorează apa, bă, bine, nu colorează, dar îi dă așa o chestie super interesantă. Uite așa, pe întuneric cum se vede. Băi, asta e faină. Asta e pe locul 2, pe locul 2 până acum. Asta e un fel de duș care simulează când cineva ți-ar turna apă, știi, ceva cu cană pe cap, știi, și cu ar curge așa jetul ăla gros, dar nu-mi dau seama, gen, de ce-o făcut un ditai rotund pentru chestia aia, că mie nu mi-ar plăcea avea, adică lasă-mă să dea jetul pe mine, dar așa cu țâșca aia de apă, aia, zici că mă speli cu ligheană, zici că îmi torni în cap, deci asta nu e idee faină. Deci ăsta e un aparat, frate, pe care ți-l pui cum ar veni, știi, când vrei să te ștergi în ureche, e bine cu ăsta și-ți dă zoom maxim, bă, cu ce ai tu în ureche. Bă, jegoșilor, bă, spălați-vă, bă, în ureche, bă, uite o leagă, ce zic, fă, spală, avea aia fabrică de ceară, mă, noi. Să mor. Hai, se vine să-mi dau una. Să-mi dau una, hai de capul meu. Dar spală-te, bă, jegoasă, că zici că dacă intru în urechea ta, staracmine și staractine acolo să mor. Zici că e peștera cailor să mor ce-a văzut acolo. Asta e o chestie pe care nu știu câți dintre voi care aveți permis, dar sigur ați vrea să o aveți dacă n-aveți mașini mari cum am eu. Bă, eu am vrut odată, frate, să dorm în golf. Bă, și-am zis că dorm atât de bine în golful meu. Șase, hai că am dormit. Că așa m-am trezit să mor, zici că eram paianjă, zici că eram omul paianjă să mor. Bă, dar chestia asta, bă, dacă o aveam, vere, îmi puneam așa. Bă, și cum dormeam, vere, dormeam și eu drept să mor. Doamne, cât de bine arată că asta, da, e al treilea lucru pe care chiar l-aș cumpăra. Ce Dumnezeu, ăsta cred că e un fel de coș de gunoi, apă care cum ar veni așa. Și ce faci cu aia? Apeși și ce se întâmplă dacă apeși? A, cred că ți-l leagă el direct sau ceva genul, da, mă rog. E irelevant sau puieril, pentru că noi aici am Bacău, ne învățam să facem direct nod de la pescăreț, la coș de gunoi, l-am luat, l-am învârtit pe deget, hop, l-a aruncat în ghienă, știi, așa e la noi. Aici avem o invenție, nu gen, e super ciudată din punctul meu de vedere. Deci un fel de companie a creat chestia asta unde pui fructul, dispozitivul ăsta, unde pui fructul când e micu și el când crește, crește cu formă, bă. Și uite-o leacă ce formă a făcut, bă. Bă, dar lasă para, vere, dar ce mi-o faci? Mi-l faci Buda pe pară, bă, pe pară Buda, bă, ce e asta, bă, dar cheamă pară pe Buda. Dar cum ar fi, bă, în clasă la fizică, băi, Buda pară. Treci la tablă, Buda pară. Bă, e urât, mă. Bă, și cum ai putea să mănânci o pară, să știi că îi ia așa pe cap pe Buda, bă, să mori. Nu, no, s-a terminat, bă, nu. Bă, deci asta e invenție, bă, care nu știu, oamenii, bă, nu știu, să plictisesc, bă, dar joacă un Minecraft, bă, joacă un Among Us cu prietenii, bă, dar fă ceva, uite la un serial, dar crezi dispozitiv de ăsta, bă. Ca să nu zic că următorul e mai rău și mi se face rău, ăsta e un bă, mamă, deci ca să mă înțelegeți, mie nu-mi plac ouăle fierte, deci am mâncat o dată la un Paște prea multe ori o fierte, de atunci nu mai pot ouă fierte, deci dacă văd ouă fiert, borăsc, nu că vomit, borăsc. Iertați-mă pentru exprimare și în chestia asta îți pui ouă, lași o leacă și îți faci ouă așa cu figurină, ca cu Buda pară, bă, dar ce do... Uite, chestia asta chiar mi-aș cumpăra-o, bă, mi-l aș agăța acolo, știi, la mine și când cineva stă în spate să tragă de păi maimuțică, știi, să scoată șervețele, zici, știi, chit că nu-i prea ortodox, ce se întâmplă cu gestul ăsta neortodox, dar măcar ai șervețele, bă, și nu trebuie să deschizi tu aia, să scoți șervețele, știi, trage așa, știi, că de maimuțică, știi, și eu acolo conduc și în spate, știi, Mihăiță, mai ai șervețele, știi, și Mihăiță stă acolo prins așa de mine, foarte frumos, sincer, al patrulea lucru pe care l-aș cumpăra. Și ultima invenție pe care chiar aș cumpăra-o ar fi acești șlapi cu lumină, frate, au automat când te-ai pus și seara ți-ai băgat piciorul în șlap, și s-au aprins luminițele. Bă, vrei să te duci până la baie, lumina e jos, nu trebuie să aprinzi becul sus. Eu de obicei v-am mai zis eu, cred că într-un clip din câte mi-amintesc. Ăștia chiar sunt interesanți, sincer, ca să nu pe aprinzi becul de sus, să ți intră în ochi, să sări somn, nu mai stai 10 minute să adormi eu cu somnul mai fin. Ăștia al cincilea lucru pe care l-aș cumpăra, sincer. Așa că prietenii mei, cam astea au fost toate lucrurile. Să ziceți în comentarii pe care le-ați cumpărat, sincer, vă rog, e frumos. Ce aș vrea să vă mai spun este că aștept pe canalul meu secundar care a făcut 100.000 de abonați și încă n-a primit nici bife, nici butonul de 100.000 de abonați. Foarte, foarte ciudat. De asemenea, prieteni, vă reamintesc, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la rondzniculeț și bineînțeles vă amintesc bețea pe multe, frate, sper mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, pa!